susținerea echipei și a jucătorilor de către public. Cu toate acestea, zgomotul din timpul serviciului între primul și al doilea serviciu sau în timpul unui punct pot deranja jucătorii. În Fed Cup există o regulă a publicului potrivit căreia deranjarea jucătorilor de către public, mai ales în timpul serviciului, o pauză de aproximativ jumătate de oră, va urma partida de dublu, hotărătoare pentru stabilirea învingătoarei.